dar ei s-au amărturisit din păcatele. Așa se numește cuvântul de învățătură pe care l-a transcrițit în biserica aceasta, în anul acesta. Deci, pentru cei mici părinți și mici credincioși, cuvântul pe care vreți să-l impună la inimă, la începutul vostru mare, este despre taina spovedaniei. Taina spovedaniei. S-au amărturisit din păcatele înaintea preotului Jehovei, care a primit la Dumnezeu puterea de a realiza păcatele oamenilor. În ziua Învierii, Mântuitorul Iisus Hristos a dat Sfinților Săi ucenici și apostoli, a suflat asupra lor și a zis: luați Duhul Sfânt, care v-a rezultat păcatele, vă rog de toate și care v-a reținut semnul de vorbim. Numai apostolii au primit puterea de a realiza păcatele, iar ei au transmis-o mai departe. Deci, Hristos în ziua Învierii a dat puterea apostolilor, și apostolilor de Ior au dat mai departe prin hilotonie episcopilor, iar episcopii preoților. Ca să fie înțeleasă taina spovedaniei așa din imagine, oarecumva, ca să știți de unde vine sorginte ei, originea ei. Deci prima dată Iisus Hristos în ziua Învierii a suflat asupra apostolilor și a zis: Duhul Sfânt care vreau să-i rezerta prietatea lor, fiind ținut, deci care vreau să-i rezerta prietatea lor. Pe urmă, apostolii, când s-au înmulțit comunicățile, au dat episcopilor această putere, prin punerea mâinilor pe cap, și pe urmă, când comunitățile au crescut mai mari, ca și cum în zile, cum ca și cum sunt în zilele noastre, episcopilor au hilotonit preoții, și preoții au puterea aceasta dată de la episcop, de la apostol și apostol, de la Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Taina spovedaniei s-a practicat de la începutul bisericii, primele datul creștinii iar se făcea public. Da, acum, în acest ce se face. Deci, în primele datul creștine, s-au adunat oamenii, ca și cum suntem în comunitate aici, părintele făcea rugăciunea de revelare, și atunci oamenii spuneau public păcatele. Vedeți? Atunci ce trebuia să fie rușine? Mântul avea să am, mă rog, v-ați pomenit că mi-e rușine de părinte. Sau de nu știu ce. Deci, atunci nu era rușine mare, când îți spune un altul public sau de pe lume. Acum, nu a trebuit să fie, chiar a trebuit. Pentru că lucrul acesta a venit din mult, mult, dar pe o discuție neagră pe care am putea să ținem referitor la care ați spomenat, și la rușinea milianului sau credincioșului de a veni în scaunul spovedanii. Fiecare credincioș a fost apărat în fața bisericii comunități, în fața legii comunități, iar episcopul sau preotul a fost o rugăciune de dezlegare. După aceea, spovedanie s-a putut mai afară preotului care este obligat pe care bisericesc să păstreze secretul mărturisirii. Deci, secretul spovedanii este ca novic dat ca preotul să-și înfățească și să nu îl mărturisească altui, altei persoane. Deci, odată ce omul vine în scaunul spovedanii și pune preotului un anumit păcat, și preotul este îngrădit să spună păcatul mai departe oricând e al preot sau unui an. Este interzis canonic și caterisește preotul, adică se apară din preoție. Asta este pediatra, să zicem așa. În cazul în care un preot divulgă, că eu știu, oricărei alte persoane din scaunul de spovedanie. Bun. Era acum mult când se gândește și m-a găsit așa în vârf cu colegii lor, la vremea comuniștilor, era o post care spunea în societate, dar era nu zice nimeni, că era din păcate. Dar asta să fie o sână lor. Asta să fie și fiecare e o sână. Taina spovedaniei numită și al doilea botez la Marea Milostivire a Dumnezeu asupra noastră, a păcătoșilor care încălcăm de drept credințele făcute la boteze în libertate de satana și ne-am reunit cu Hristos. Înainte de botez, preotul întreabă pe candidatul la botez: se lepede de satana și de toate lucrurile lui, de toți slujitorii lui, de toată slujirea lui și de toată slujirea lui? Iar candidatul la botez sau nenașul răspunde: mă lepă! Următoarea întrebare este: Dumnezeu, ești un Hristos?
mă unesc cu Hristos și prin cuvântarea de pe la botezul lui și mi am tainic cu Hristos și devenim membri ai Bisericii, adică Hristos care se strădesc zi de zi viața dată să mirească părăvinul și făcut de la botez. Căci viața creștină este caracterizată pe momentul botezului. Sfântul botez, Sfântul Apostol Pavel îi numește Sfinții creștinii care le s-a adresat prin epistola sale pentru că prin botez primim al Sfințenii puterea de a trăi și o viață sfântă. Toți creștinii sunt sfinți prin botezul lor. Deci, noi toți prin botezul nostru suntem sfinți sau ar trebui să ajungem la culmea Sfințenii. Da? Că zice, ca și creat după, cum zice în genere, ești creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Aici e zis așa cu puncte. Suntem creat după chipul lui Dumnezeu, dar tindem, adică tindem către Sfințenie și tindem către asemănarea cu Dumnezeu. Dar am fi creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, atunci am fi tot Dumnezeu. Da? Deci, omul în viața aceasta tinde către asemănarea cu Dumnezeu. Este creat după chipul lui Dumnezeu, dar tinde. Și atunci omul este tinde către Sfințenie. Asta e rolul omului pământ. Odată ce s-a născut, încă faptul că trebuie să facă atâtea lucruri, să trăiască viață socială și așa mai departe, dar scopul lui primordial este să-și mântuiască sufletul și să ajungă la Sfințenie. Bun. La spovedanie venim, deci, cu conștiința profundă a unei vernicilor, că simțim sincer și părere de rău, chiar cu lacrimi, păcatele săvârșite și părăduirile lui Dumnezeu, că nu le mai referăm. Acum ne referăm, dar nu le mai și împlinim. Știți? Că noi ne spovedim, promitem că nu o să ne facem păcatul respectiv și următoarea dată, la spovedanie, că cu neputința mea veni, da, dar să știți că pe lângă promisiune trebuie să facem și un exercițiu de limitare sau de limitare din partea noastră și de voință particular din viața noastră. Că dacă tu de exemplu, suferi de păcatul mândriei ăla, de exemplu, nu e așa că a venit la spovedanie, nu a făcut la popa, dar de unde nu mai am venit, nu știu de cauza de spovedanie, nu am păcatul mândriei. Sau păcatul limbariței. Nu ia zis asta, nu? S-a spus? Păcatul ipariței. Da? Acelor care vorbesc mult și vârfesc și nu vorba din sânga dreapta și așa mai departe. Nu e chiar așa ușor de scăpat. Și asta e de la Doamne, dar acum mă iertă. Da. Deci nu e la fel de ușor de scăpat de el. De acest păcat. Și atunci, cu fiecare spovedanie ne nevoim, încercăm, ne duplicăm și încercăm să scăpăm, să rupem din picofil, din rădăcina acelui păcat care ne să zic așa, ne macină sufletul, da? Că știți, sau o culpină, când pun un pământ la rumenat după ce crește, are mai multe rădăcini, mai multe cricele de rădăcină, nu? Nu are o singură rădăcină. Și mai multe cricele de frumică și atunci noi trebuie să tăiem din acele rădăcini fir cu fir, ca să iasă afară păcatul din sufletul nostru. Și atunci ne nevoim de fiecare dată, cu fiecare zi, cu fiecare post. Nu degeaba la Rădăcinul Vățirul la Spovedanie, măi, nu te cunoști cea mai bine. Fie un păcat, fie un păcat, fie un păcat care te macină să încerci să scapi de el în fiecare post. Da? Și atunci am fost cu pașterile, îi propune să scăpăm din păcatul mântirii. Și atunci ne rugăm, zi de zi, facă aceeași. Păi, că noi mai avem jale de păcate, asta e da, dar nu i-am jucat cu fapte de jale. Și părinți, așa, ducem la, avem sorți de izgândă. Da. Deci, venim la spovedanie, venim cu cronința profundă, la vernicie. Deci, ce le trebuie condiții pentru ca să fie tare la Dumnezeu este mărturisirea sinceră a păcatelor, părerea de rău și hotărârea de a nu ne mai repeta. Deci, asta trei condiții sunt. Că, pe
neperfectă, asta da, se întâmplă și nu-i o gaură în cer să ne iartă. Dumnezeu ne iartă, ne iartă de fiecare dată. Important să avem părere de rău, ca să ne mărturisim sincer că așa. Cu Domnul ne dăm normal să nu de pocăință, rugăciune, pot milostenie, apoi rostește rugăciunea de dezlegare. Domnul și Dumnezeu Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, cu Patru și cu Dumnezeu din Sfântul Doamne, să te ierte pe tine, Fiul Duhovnicesc și aici îți spune numele, și să-ți lasă ție și ale păcatului. Iar eu ne vedem să vă preoți și Domnii cu Dumnezeu ce ne-ți lasă, te dezlegi și te ierte dracu, păcate, în care ne-o Tatălui și atunci să vă duc. Amin. Deci, ca Domnul primit la conspoiedare, nu trebuie privit o viață pentru păcatele sărășite, ci o viață de vindecare de păcate și de mânările Lui. Bun, suferințe, reușite, viață, toate consecințele păcatului. Deci, cu alte cuvinte, dragilor, nu mă speriați acum când preoții vă dau pe un canon, de exemplu, să zic de 10 ori Tatăl nostru în Lozin sau 7 ori Împărat de Ceresc sau să zic Miercurea și Mirea, Pitorarea Tinschii, Împăratris, sau să țin schimbăză de post. Deci acestea nu sunt consecință, să zic așa, ca pe viață al urmării păcatelor pe care le face. Astea îți fac un lucru duhovnicesc de întărirea sufletului persoanei respective și să apropia mai mult de Dumnezeu. Că în rugăciune noi nu ne depărtăm, ci ne apropiem de Dumnezeu. Da? Deci nu pot privi așa lucru ca deci, ca o veneață. Da? Că și la locul la care ne duc sunt pe dori mici, da? Pe locul de loc, e Rino Venito. Sau nu știu ce acolo, cum se numește. Da? Dar zice, nu zice locul, măi, că să iau medicament, nu? Da, așa și pe locul de la spovedare, îți dă un medicament de vindecare, să zicem așa, și de apropiere mai mult de Dumnezeu și de conștientizare a păcatului pe care l-ai făcut. Așa. Păcatul este cea mai dureroasă de care a avut la lumii pentru că e distrugă armonia pusă de Dumnezeu în viața sa. Vedeți? Deci păcatul, atunci când noi păcătim, distruge armonia noastră cu Dumnezeu, adică perfecțiunea noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu e binecuvântat de natura sa tot ce există în prosopenia omului de aici, pe care în toate și peste tot să dumească armonie. Astfel, din Universul, respectă într-o tot legile divine scrise în natura lor, legile apusilor, legile apus și nu o protege, zice psalmistul David. De aceea, Cosmos domnește la România, dar pe miliardele de corpul celești care se mișcă fiecare în jurul unui alt corp și în jurul altul la urmă, ca într-un alt tribunal, dar este la legile lui Dumnezeu în univers, dar și un haos primis. Asta e adevărat. Asta e adevărat. Numai omul îl bagă legile lui Dumnezeu, de aceea viața lui și-a Dumnezeu ținezi în sarmonie și mai mult cu Paul. Orice păcat să rășit cu gândul, cu gândul, cu Paul, care este în privesc, adică împotriva datului, ceea ce e repercursiune negativă asupra sănătății noastre, să plătești și trupești. Sfântul Apostol Ioan spune că păcatul este păcarea legii. Iubiți credincioși, de lui începe ce anume. De pregătire pentru întâlnirea Vierii nu ne putem urma de sărbătoare, ca atât de bine sărbătoare sărbătoare, care este viatorul la cărnurile de timp de post și rugăciune îngrozite, ca și prima la Hristos cu Fatima. În Sfânta Evanghelie, ca să fie astăzi în tine în ce se întâmplă pe Sfântul Roștri, ne cerăm pe Fatima Sfântul Roștri, pentru ca și Dumnezeu să ne întâmplă pe noastră. Mindeamnă să potrim cu față senină, bucurie, fără să rugăm cu postul și înțelege. Și de ce de asemenea să ne agonisim omorul bunul și să nu ne agonisim omorul bunul și în ce? Iar cu omul din ce să rămânăm de fapte bune, după fapte în noi și în noi fapte cele bune. Deci, să iertăm din inimă pe cei care ne-au greșit. Iar pe această, cu această parte, vreau și eu față de domnirea voastră, atunci la începutul vostru mare, să încerc. Da, începem. Da, să vedem. Prin această ocazie vreau să-mi cer scuze în fața dumneavoastră, voastre, poate m-am greșit cu vorbă, cu cuvânt. Nu m-am vorbit de înțeles poate de cele mai multe ori și vreau acum la început de postul mare să-mi cer iertare în fața dumneavoastră voastre și
fie ca Dumnezeu să ne dăruiască tuturor înțelepciune ca aceste zile care premierg în via Domnului să putem să fim o țară mai bună, să fim o țară mai înțelepți, să fim o țară mai darnici. Deci, din toate aceste lucruri pe care ar trebui și trebuie să fie normale, sunt un pic să încercăm să ne exagerăm. Deci, ar vreau ca să ne exagerăm lucrul bun, când ai, de exemplu, faci un milostenie și ar putea niște copii regulat, da? Sau, de exemplu, postul de mar, cu 10 lei, și dacă îmi vine postul și suplimentez la 15 lei, eu fac de bun. Și întotdeauna poate de bune să ne exagerăm un pic cum ar vedeți în această perioadă a postului. Deci, pe aceea dumneavoastră, să fim sănătoși, să fim mai mersiți, mai bun, mai rădători, unii cu alții. Că vedeți că lumea aceasta, acum de cum în față care vrei, este atât de alertă și nu ne mai... Nu mai avem timp să ne primim în loc. Bărbatul cu femeie și bărbatul cu prunci și femeie mare cu copii, nu au timp, ei dar de noi și dar. Pentru că așa a fost lumea aceasta, lumea viteză. Cătă lumea cu viteză. Să se termine mai repede, să mergem mai repede și așa mai departe. Dar învățați, dar nu să mai mult. Și trândăviți cu nivel de rigoare în Hristos. Pentru că mi-a părăsit liniștea, că sunt la biserică, aici niște rogi pentru tine, pentru copinte, pentru sufletul la părinților celor din viață. Și stai și te întoarci cu energie divină, așa cum făceau unioară și străbunii noștri. Să știți că străbunii noștri acum nu mai ne bat de 5 ani, 6 ani, 8 ani. Și mai vedeam un pionier, mai făceam un pionier, mai plecaș și așteptam era bun. Dar acum noi ne-am întors cu totul. Acum cu totul ne-am întors singur. Dar ce să facem? Trebuie și distracție, dar nu uitați mai ales în această perioadă de Dumnezeu, de Sfânta Biserică, de Mărturisirea Păcatelor, de Sfântului. Și o să, cu această care vreau să vă spun, pentru cei care sunt omițând sâmbăta așa care vine, pentru că trebuie să mergem la o întâlnire de protocopiat la Șoaba și sâmbăta aceasta nu va fi o vedanie, dar trebuie o sâmbătă la fiecare post va fi, adică fiecare sâmbătă va fi taina Sfintei Spovedanie. Da? Și vă aștept cu mare drag. Fiecare Dumnezeu să ne ferească, să ne ferească liniște și face să plătească acest post.